Mioveniul ar putea deveni un nume de rezonanță pe harta handbalistică a țării, ținând cont de faptul că se dorește înființarea în localitate a două centre, unul național de excelență și altul zonal. Declarația îi aparține președintelui Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. Conform programului cu care am participat la alegerile pentru funcția de președinte, îmi doresc să măresc numărul de centre naționale de excelență din țară. Primarul orașului Mioveni, domnul Georgescu, și-a exprimat dorința de a avea un centru. Ideea este că, fiind implicate mai multe structuri, și mă refer în principal la Ministerul Învățământului, lucrurile nu se pot face atât de rapid. Timpul a fost foarte scurt. Suntem în discuții pentru anul viitor pentru un centru de excelență, dacă se aprobă de la minister, sau, și aici trebuie creat cadrul, haideți să spunem, regulamentar, centru zonal, care este cu totul și cu totul altceva și trebuie văzut foarte exact cine intră în acest protocol și participațiunea fiecăruia. Alexandru Dedu consideră că Argeșul are potențial pentru handbal și va depune toate eforturile pentru sprijinirea acestei discipline în județul nostru.